Rodica! Salutare, prieteni! Salutare din Thailanda, de pe coasta de est a Thailandei. Noi am părăsit frumoasa insulă Koh Samet. De care ne-am îndrăgostit. Da, ne-am îndrăgostit cu un pic de challenge-uri așa pe drum. A fost un pic de greutăți. Data viitoare o să știm cum să ajungem acolo deja. Trebuie să vedeți vlogul anterior, să vedeți ce aventuri am avut noi cu drumul pe insulă și înapoi de pe insulă. Da. Acum am venit mai la sud, coasta de est, pe a doua cea mai mare insulă din Thailanda, Koh Chang, unde o să stăm minimum 6 zile. Ania a urcat pe ferry care a costat 80 de baht și în vreo jumătate de oră ar trebui să fim pe insulă. Ce bine avea să fii, să fim noi aici cu vanul să venim. Vedeți că este ferie pe care poți merge cu mașina. Și apropo, insula este destul de mare. Am ajuns! Yay! Ha-ha! Suntem pe insulă! Welcome to Koh Chang! De aici trebuie să luăm un transport din ăsta cu care să ne ducem până la White Beach. Deci sunt prețurile, da? Ok, capăm. 50 pentru persoană. Putem să urcăm, da? Da. Valizele acolo, sus. Mamă, ce mi-a fost dor de haosul ăsta? Dar tu? La urmă ne-a cerut mai mult, că suntem mai puțini, au zis, că dacă sunt 10 în mașină, atunci 50, dacă mai puțin, 100. Așa, am ajuns. Trebuie să trecem drumul și suntem la hotel. Ok, iată aici căsuța noastră, avem un fel de bungalow. Are așa un geam panoramic mare, un mini balcon, deci Costi va lucra noaptea și undeva acolo se vede mare. Așa. Asta este camera noastră, are un pat extrem de mare. Frigider, aer condiționat, televizor, oglindă pentru mine, yay! Și baia, acolo baia. Oh, drăguț. Hello. I would like to extend the stay for 3 more days. Yes, okay. Okay, should I pay now? Yeah, okay. 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 Maybe I will extend for the scooter as well, but can I pay later for the scooter? Yeah. Bineața, dragilor! Uite că am ajuns cu bine pe insula Koh Chang și astăzi vrem să mergem să vizităm insula, să o explorăm și prima cred că o să mergem să vedem ce plaje sunt aici. Inițial noi am rezervat hotelul ăsta pentru 6 zile, dar cred că o să mai extindem încă pentru 3. Pe Agoda noi am achitat 22 de dolari și aici la fel ne-am înțeles cu 700 de baht, ceea ce e aproximativ tot cam 22 de dolari. Am fi vrut să prelungim pe Agoda, dar acum s-a scumpit hotelul ăsta, acolo deja e vreo 32 de dolari. Și o să merg la ei, au zis că 700 de bați, dacă îi dau, e ok. Și o să mai prelungim pentru 3 zile, că ne place locul, îmi place insula și mai stăm pe aici. Hotelul ăsta nu se află chiar pe plajă, adică mă rog, vedeți, acolo este marea, dar nu-i plajă. O să mergem și o să facem un tur și o să vă arăt cum e, dar... Îmi place că e verde tot, așa, sunt copaci tropicali și eu pot să lucrez de aici de afară toată noaptea, pe cum știți. Wi-Fi-ul, am avut ceva probleme, dar se rezolvă, da. Se întrerupe așa câteodată și acum lucrează să-l facă, dar noi avem backup, avem un SIM card nelimitat de internet, care l-am cumpărat chiar din aeroport, dacă țineți minte. Și am dat 50 de euro pentru 3 luni, valabil 3 luni, cu internet nelimitat, viteza limitată la 10 megabits pe secundă. Și semnalul e foarte bun pe tot locul unde am fost,
cu internetul aici n-avem probleme. Spre deosebire de când călătorim cu vanul, chiar aici e super cu internetul. Avem internet nelimitat, permanent, oriunde am fi. Ok, și înainte să mergem pe insulă, adică să explorăm insulă, trebuie să mâncăm. Asta este treia masă la noi. Și eu ce puteam să-mi iau? Evident că un tom iam. Dar cât a costat tom iam? N-am văzut. Fiindcă... 120, cred. 120. Eu am cerut deodată tom iam, nu m-am mai uitat în meniu. Costi și-a luat vită în sos de strighi, care costa tot 120 și poftă mare. Eu am mai pus un pic de chili, că de obicei aici la turistul servesc tom iam foarte iute. Și am mai cerut un pic de chili. Oh, dar nici așa nu e uite. Cum, e gustos? De, mai întreb. Ingredientele principale aici sunt galangan, adică rădăcină asemănătoare cu ghimbirul, dar care se folosește aici în Thailanda. Este făcut cu lapte de cocos și sos de pește, dar se face și fără lapte de cocos, adică e așa un fel de supă curată. Și deja legume, așa sunt tăiate, mășcat, cu roșii. Asta e un fel de ciupercă specială care tot crește aici în părțile astea, nu uitat cum se numește. Și o frunze de kaffir lemon, care la fel îi dă un gust aparte. Încă așa să vedă. Și creveți, mi-a spus. Și eu deja mi-am ales cu creveți, dar poți să alegi și porc, și pește, și pui, sau fructe de mare. Deci, care ți este preferința? Mie foarte mult îmi place cu fructe de mare, am mai încercat și cu pește, dar n-a fost a meu. Da, și spune că asta este regina supelor. La sigura spune că asta este regina supelor asiatice. Yummy. Mă tind ca să mi-aș rulă. Mi-a adus o porție extrem de mare. El se mai mănâncă și cu orez, dacă vrei, poți să iei orez din ăsta fiert și pui un pic de orez, după care mănânci supa. Da, uite așa se face. Iai o lingură de orez, o moi aici în supă și mănânci așa. Pune și gustare. Dulce acrișor, uite, și mai are niște gusturi de lemongrass, care este foarte puternic și... Se simte și galanganul, nu știu cum să vă lămuresc cum este gustul ăsta, frunze de kaffir lemon, care au un gust special, care nu-l pot descrie, nu-l pot descrie. Prima dată când am gustat tom yum, mi s-a părut că are gust de parfum. Dar este ceva deosebit, adică cuiva poate să-i placă, cuiva poate nu. Cu Costi nu este încântat de această mine... supă, dar eu mă dau un vânt după ea. Ok, și pentru ca să mergem pe insulă, am închiriat un scooter. L-am închiriat chiar de aici, de la hotel. Am rugat domnii de la recepție să închirieze un scooter pentru noi. Și cât a costat, Costi? 200 de bați a costat și am decis să luăm pentru toată perioada noastră. Oricum nu avem plaja exact lângă noi. Și oricum, ca să mergem la plajă, avem nevoie de scooter. Dar noi nu stăm numai la plaja asta, o stăm la mai multe plaje și vrem să explorăm mai multe locuri. Sunt chiar și pe cealaltă parte a insulei, unde avem de mers vreo oră de vreme. Sunt locuri interesante. Da, insula este a doua cea mai mare. Așa că avem nevoie de transport personal, cel mai bine, să nu depindem de tuk-tukuri. Și aici se poartă cască neapărat. Cred că am înțeles că poliția oprește și străinii, în special, pentru că localnicii nu prea poartă, dar străinii opresc, de aia trebuie să purtăm o cască și iată, îmbrăcăm niște shower cap din astea, ca să fie mai igienic. Și acum am ajuns la prima plajă, White Sand Beach se numește. Prima vedere și arată super. Ce zici, Luminița? Îți place plaja? E drăguță. Uite, în partea asta sunt palmieri. E fain că este umbră. E îngustă. Da, e îngustă.
Acum cred că e high tide, adică marea de sus. Da, da, da. Dar când e low tide, văd că ar fi mult mai lată. Aici de obicei se duce apa, se retrage foarte mult. În unele locuri poate se retragă 50 de metri, dacă e mult în față. Da, foarte, foarte drăguță. Tot e un nisip fin, alb așa. Mai sunt scoici prin el, dar e drăguț. Iată, avem așa un grafic unde ne arată când e high tide, low tide. Asta e așa o aplicație. Și acum vedem că e high tide, dar se duce spre low tide, acum de seară o să fie low tide. Acum scade încet, încet. Apa e destul de limpede, vezi? Da, apa e limpede, în față, nisipul e obișnuit, nu e așa ca în Cosa Med. Apa, după cum și ne așteptăm, e foarte caldă. Aici în Thailanda tot timpul apa e caldă. Nu avem probleme cu asta. Și în sezonul uscat, cam peste tot ar trebui să fie limpede. În sezonul ploios, atunci apa e un pic mai tulbure și marea mai zbuciumată. Ca de obicei, masaj pe plajă și prețurile sunt chiar foarte ok, de la 250 până la 400 maxim. Prețuri bune, noi acolo în Cosa Med era pe plajă 400-500, da. Deci văd că începe de la 250. Și de obicei face o oră, cam așa, spatele și capul, asta poate fi jumătate de oră, dar... De obicei o oră merge masajul. Să te așezi acolo, dacă vrei masaj la picioare, în fotolile astea, dacă vrei masaj pe tot corpul, pătuțurile astea de acolo. Aici, ca de obicei sunt comercianți, o brățară vând cu... Brățară vând cu 20 de baht, destul de ieftin. Vomința, nu vrei o brățară? Am scoici. 5 pentru 100. 5 la 100. 5 for 100. Ok, my friend. Ok, bye. Hai să fac cuiva cadou, da, eu am. E cum stă copacul ăsta de super aici. Cum stă copacul ăsta în apă? Scrânciubul în apă. Stai în apă și dai cu scrânciubul. A, da, chiar și drăguț copac. Uite, normal se ridică apa acum pe în sus, așa. A? Uite pe unde se ridică apa, se vede tot în copacul. Aha. Pe plajă aici, după cum ne așteptam, sunt foarte multe restaurante, beach baruri, hotele, resorturi și... E destul de mic aici plaja, mă rog, îngustă am în vedere. Dar e faină. E o plajă așa, average, să spunem. Ia uite, Meduza. Aici e așa un hotel care are piscină, care are... E super fain. Hotelul din astea poate să coste și la 100 de dolari, poate chiar și mai mult pe noapte. Pe insula Koh Chang vedem un pic mai mulți turiști străini. Sunt cam 50 la 50, așa după câte am observat eu, turiști străini și locali. Însă pe Cosa Med erau cam vreo 80 ceva de procente turiști locali și doar vreo 15-20 maximum de turiști străini. Mi-a părut mai puțin. Ei erau numărați pe de aici, în orice caz. Și acolo preponderent erau bărbați westerneri cu femei thailandeze. Nu știu care e chestia, poate... Cupluri de-al de noi, amândoi străini, erau foarte puțini, deci cred că am văzut vreo 3-4. Da, foarte puțini, într-adevăr. De obicei era mix, nu știu care e chestia, care e faza. Ei nu știi. Poate, nu, mă rog, sunt unii bărbați care vin aici și sunt drăgostesc chiar. Scăsătoriesc. Dar sunt alții care arendează femei talandeză. Pentru aventură. Pentru aventură. Pentru aventură, da. Interesant. Cine știe care e procedura? Și să scrieți în comentarii dacă știți care e chestia aici cu femeile thailandeze. Noi nu știm. Dar erau mulți din astea. Oare erau doi bărbați? Sunt și aici, dar
dar mai puțin. Dar am văzut, de fapt, și aici mult. Ori erau câte doi bărbați, unul european și altul asiatic. Da, și de asta am văzut, da, chiar. 6:30 in the morning, you wake me up to have a conversation and inform me about how I make you feel inside. You keep talking and I'm listening, but could you try to shut up? I'm almost getting dizzy now from the way you bum me out. Da, cred că am găsit un loc aici frumos unde o să ne așezăm, să stăm un pic la plajă, chiar în fața unui resort. O să punem păturica aici și o să ne relaxăm. But I won't be pretending that I have some hidden love for you, baby, I'm done, I'm just done. Because I'm way too passive aggressive for you, babe. I know that I can be too faced, but I won't feel like you do, babe. You know I'm sorry, I shouldn't talk about mistakes. It's not like you'll get a retake. I'll never feel like you do, babe. Even if I try to, even if I try to, even if I try to, I'll never feel like you do. Yeah. I know you think we're good together. Every time I see your happy face, I wanna tell you to just leave me alone. Apa este destul din fața aici, o porțiune foarte lungă, este chiar destul din fața apa. Și este mai caldă decât la adâncime. Însă ca să poți noți, trebuie să mergi vreo 20 de metri, poate vreo 30, e destul de în față. Dar la reflux, plaja se mărește cam cu vreo 20-30 de metri. Acum încă nu e refluxul total, dar se retrage încet. Trage apa văzând cu ochii deja după miezul zilei. S-a descoperit încă jumătate de plajă, dar soarele deja începe să frigă, de aceea, nu că de aceea, dar deja este și timpul să plecăm. Nu uităm că noi pe la ora 3 de zi ne culcăm. Și eu aș zice că e perfect pentru că soarele frige cel mai tare la ora asta și n-ar fi bine să stăm să ne coacem pentru că deja am pățit-o, deja ne-am copt și stăm doar la umbră. Nu vrem să avem insolație și de-aia trebuie să ne pățim, dar nici, mă rog, nu-i foarte bine să stai mult la soare, chiar bine. Doar dimineața, noi suntem în perfect, venim la plajă. Ok, și de aici de sus se poate vedea White Sand Beach, aproape în întregime. Iată, vedeți, începe așa de colo. Și continuăm mai departe. Cazarea noastră e undeva, stați să mă orientez un pic, cam acolo așa e cazarea noastră. E după dealul ăla așa, adică de la noi, de la cazare, nu se vede plaja. Și nu-i plaja acolo, vedeți, e stâncă abruptă. E frumos, adică de acolo se vede foarte bine apusul și e aproape deja plaja asta, White Sand Beach. Da, e frumos. Frumoasă insula, chiar e peste așteptările noastre, aș spune. Și sunt munți înalți aici, până la 700 de metri. Super! Am venit acum să încărcăm benzină, să încărcăm cu benzină motocicleta noastră, scooterul. Văd că costă 33 de bați, $1 litru de benzină aici. Nu știu dacă așa e prețul normal sau nu, dar atât costă aici. Câți litri încapă? 4,6 litri au încăput. 155 de bați. Aici, în partea de sud a insulei, este o zonă mai hippie, așa să o numim. Că sunt multe cazări din astea mici, așa, mai rustice, mai colorate, mai de care vrei. E interesant așa vibe-ul ăsta, dar, mă rog, nu e dezvoltat. Aici, pe aici.
Acum am ajuns în capătul de sud a insulei. Am dat aici de un resort, era scris că e drum privat, dar noi am mers înainte și am dat de plaja asta frumoasă. Fierbinte? Asta nu e așa nisip ca în Costa Mea, dar oricum e frumoasă plaja. Da. Acolo e pirul din sud, Bang Bao, dacă nu greșesc se numește. Și aici e plaja frumoasă, drăguță, destul de lungă, are vreo 5-600 de metri în lungime. Ia uitați ce plajă drăguță. Acum încerc zoom 2x să vedem cum se vede. E o plajă super drăguță aici. Avem palmieri. Și copaci normali, umbră, unde poți stai la umbră. Da, e frumos. 4x zoom. Aici este un port care se numește Bang Bao și până ajunge la port este o piață unde se vând diferite chestii. Este squid la grătar 1,15 baht. A, nu, anda. Sau 8,100 de baht. Este squid. Da, am o, suntem sătui. Am mâncat deja. Deci mâncare este, este mai mult seafood, este. Cholai seafood, if we swim, we have it. Deci e mult, tot felul de seafood. Era pirul. Și eu am făcut, da, da, da. I-a luat că au construit copul. Construit un copul întreg, altul. Vezi? Spinucă de cocos și în interior așa pictat frumos. Am luat și așa niște clătite, sau cum se cheamă? Pancake-uri. Pancake-uri, da, din coconut. Nu știu acum dacă tot așa. Deci mai este și mango sticky rice, asta o costă 20 și mango sticky rice tot 20. Niște gusturi, mamă, mamă. Mi-am scurt astea în interior, au ceapă prăjită, dar dulci. Nu așa niște combinații. Dulce, ceapă prăjită, nu, ceapă nu-mi place. Am mai mâncat mai devreme un fel de tot un fel de pancake-uri cu o nucă de cocos și tot cu ceapă erau. Și tot erau dulce cu o nucă de cocos prăjită cu ceapă. Mai scurt așa. Și aici este portul propriu zis. Da, după vreo 200 de mers printre pe aici am dat și de port. Interesant. Este așa un loc mai fancy. Can I have a haircut? Yeah. How much is it? $250. Sorry? $250. $250?
Și așa de scump, acolo era 150, aici 250. În Koh Samet, 350 era. Excuse me? Are you available? When? 20 minutes. 20 minutes? And how much is it? 300. 300, uh-huh. Okay. Hello, can you do hair cut? How much is it? Okay. Bun, am venit acum să-l tundem pe Costi, pentru că are părul prea lung. Frizeriile aici cam peste tot e același preț. 250 o să-l coste pe el. Vedem acum cum arată înainte de procedură și după care după. Iar eu o să merg să-mi fac pedicură. Au zis că e 150, zic că e un preț bun, haideți să facem. Mai greu a fost cu alesul culorii, deoarece au o varietate așa slăbuță și au niște culori tipătoare și asta era unica cea mai calmă, așa să-i zicem, un fel de coral. Я привить. Опа, со вкус. Уйти, он уже винил о мини пасе, дал чего для манкари. Do I get a receipt or something? Yes. Кратко кириаза, что я у камер пейч пила хотел. Да? Я рая чела темплу эста. Манка фрукты, потому что вот как около дук фрукты, а повидеть. Распуна андар. Андар, а дук. Și uite, maimuțele le papă. Ia, vezi? Au luat un mango acolo. A, portocal are, cred că. 36, aha, ok. Iar aici avem un viewpoint chiar la hotelul nostru, unde suntem cazați. Văd că mai sunt bungalow-uri chiar și aici mai jos, priviți. Poți să închiriezi. Foarte tare. Aici la hotel sunt mai mulți păuni. Ups, l-am prins în momentul cel mai nepotrivit. Sunt mai mulți păuni care se plimbă așa prin curtea hotelului. Asta este un mascul. Stă aici chiar lângă piscină. Ai făcut o băiță? Și aici avem două femele. Nu știu, posibil să fie mai mulți, dar deocamdată pe ăștia vedem aici. Deci camera noastră este acolo. Și pe unii sunt aici, lângă noi. Uite cum se plimbă. Sunt și pisici, am văzut. Foarte tare. Și aici avem piscina, un fel de infinity pool, dar e micuț, așa? Costi, te scalță în caldă? Cam rece apa. Față de și din mare, nu mai caldă și din mare. Asta e să-mi merece. Dar e fain. Arată foarte frumos chiar. Dacă n-ar fi copacii ăștia, ai zice că este un infinity pool, dar oricum e fain și așa. Stai la umbra lor, pentru că afară este destul de fierbinte. Unde sunt maimuțele? Erau pe aici niște maimuțe. A, ce frumos se vede! Și aici avem așa un viewpoint. Niște scaunele. Și priviți ce fain se vede în jos. Sunt niște stânci. Aici vedeți că nu este plajă. Plaja se termină mai încolo. Sunt doar stânci. Poți să mergi până jos. Mergem până jos, Costi? Hai. Sus era cândva un bar, dar e abandonat, așa că nu prea sunt clienți după pandemia asta. Priviți aici cât pești! Parcă e vegetație, dar nu, sunt pești. Sunt mulți, mulți pești micuți. Ancioși sau ce e asta? Mamă, chiar cât sunt de mulți.
Însă de cealaltă parte avem niște munți frumoși. Ia, priviți așa o creastă interesantă. Niște vârfuri ascuțite, frumoase. Ce tare! Aici deja astea au priveliște spre curte. Și bungalowul nostru se află chiar aici, în apropiere de piscină. Priveliște spre grădină. Iată, ăsta este al nostru. Dragilor, primele zile în Koh Chang au fost minunate. Nouă ne-a plăcut insula asta. Sunt plaje destul de frumoase și... La fel la un nisip alb, da, și fin. Și prețurile sunt destul de joase aici. Mâncarea gustoasă, este prețuri bune. Da, este viață de noapte. Este 7-Eleven, sunt supermarketuri. Și mai mari chiar. De unde poți să-ți cumperi mâncare, sunt, da, să-ți prepare acasă, adică la hotel, depinde. Da, și spune că e chiar o insulă unde poți să vii, să trăiești aici pe termen lung. Că găsești de toate și totodată e suficient de turistică ai ce faci aici. În episodul următor noi o să continuăm explorarea acestei insule minunate și vă așteptăm și pe voi. Intrați și pe Facebook și Instagramul nostru să ne urmăriți și acolo și deja ne vedem la următorul vlog. La Hong Kong! Pa, pa!